În Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, citim: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răspândește pe cei ce-L caută. În Marcu 11:24 găsim scris: de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Copiii care au credință se deosebesc în mod clar de cei care nu au credință. Ei sunt mai încrezători, mai motivați, mai fericiți, mai optimiști în ce privește viitorul lor și mai deschiși în a veni în ajutorul celor din jur. O persoană care are credință este umplută de dragostea lui Dumnezeu și caută oportunități de a împărtăși și altora din această dragoste. Chiar dacă rugăciunea care urmează este ultima din această serie, mă rog ca pentru tine să fie numai începutul unui timp în care Domnul să-ți arate moduri noi de rugăciune pentru copilul tău. Nu uita că puterea pe care o ai ca părinte care stă pe genunchi pentru copilul său este de fapt puterea lui Dumnezeu. Rugăciunile tale eliberează puterea de a face voia lui Dumnezeu. Puterea lui este mereu disponibilă, nu e niciodată limitată și singurele restricții au ca și cauză lipsa credinței că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor. Și chiar și atunci, harul lui Dumnezeu este atât de mare încât în momentele în care simțim că nu avem suficientă credință, credința pe care o avem este ca o sămânță de muștar, îndeajuns încât să crească mare de tot. Domnul meu, Tu spui în cuvântul Tău că ai împărțit fiecăruia o măsură de credință. Mă rog să mărești credința pe care ai pus-o în copiii mei. Mă rog de asemenea ca adevărul cuvântului Tău să se statornicească ferm în inima lor, pentru ca credința lor să crească cu fiecare zi și să-i conducă viața. Ajută-i să se încreadă mereu în Tine, ori de câte ori caută adevărul, călăuzirea Ta și transformarea după chipul Tău. Știu că a ne pune încrederea în Tine este o alegere pe care o putem face sau nu. Ajută-i să facă această alegere. Mă rog ca privirea lor să fie întotdeauna îndreptată spre Tine și să știe că se poate încrede în Tine. Mă rog ca credința lor să fie o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Mă rog de asemenea ca ei să aibă o credință suficient de puternică încât să îi ridice deasupra circumstanțelor și limitărilor și să pui în ei încrederea că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mă rog ca ei să fie atât de puternici în credința lor încât relația lor cu Tine să întreacă orice alt lucru din viața lor, chiar și influența mea ca părinte. Cu alte cuvinte, mă rog ca relația lor cu Tine să fie într-adevăr a lor și nu o prelungire a relației mele cu Tine sau a altcuiva. Vreau să am pacea de a ști că atunci când nu voi mai fi pe acest pământ, credința lor va fi suficient de puternică pentru ca ei să fie tari, neclintiți și să sporească totdeauna în lucrul Tău. În umblarea lor în credință, mă rog să aibă în inima lor dragostea Ta, care să se reverse peste cei din jurul lor, o inimă gata să se dea pe sine și să dea din bunurile sale potrivit călăuzirii Tale. Fie să vadă că faptul că dă din dragoste înseamnă că prin credință îți dă înapoi ție ce ai dat și că nu va avea niciodată de pierdut dacă face așa. Mă rog
să ia scutul credinței pentru a putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău și astfel să poată sta tare în credință și să spună: mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a scos vrednic de încredere. În numele lui Iisus mă rog pentru toate aceste lucruri și mulțumesc că îi ai în atenția ta în fiecare moment pe copiii mei. Fii slăvit și lăudat. Amin.